Domnului să vă binecuvânteze pe toți! Mă bucur să fim din nou împreună în seara aceasta la lecția dedicată muzicii. Îl rog pe fratele Corneliu să mă ajute un pic și să afișeze primul slide. Și haideți să privim în seara aceasta la partea cu tehnologia sau tehnologiile spectacolului în biserică. O să fac referire puțin, doar la final, la aceste tehnologii ale spectacolului, dar cred că suficient ca să înțelegem despre ce este vorba. Și haideți să ne uităm la următorul slide. E cuprinsul pe care l-am propus. Totul are de-a face cu închinarea, mai întâi locul sau toposul închinării unde trebuie să ne rugăm. Să ne închinăm lui Dumnezeu, apoi este timpul și accesoriile sau recuzita. Acesta este termen din teatru. Mergem mai departe, locul sau toposul. Aici vreau să intrăm puțin pe câteva texte biblice și apoi să vedem și niște argumente istorice ca să vedem cum s-a închinat, din punctul de vedere al locului, al toposului, biserica de-a lungul secolelor. Poți să dai, Corneliu? Până la când apare alb. Da Bun. Uitați-vă. Din punct de vedere exterior, biserica, bineînțeles, prin antemergătorul ei, prin Hristos, ne oferă câteva va exemple de închinare și anume, închinarea pe munte, uitați-vă, predica de pe muntele fecilor, apoi predica aceea de pe muntele măslinilor, Pot să dai, uitați-vă, Hristos Domnul se ruga în locuri pustii și au fost de-a lungul veacurilor oameni care au făcut exact la fel, următorul, în câmpie, uitați-vă, la înmulțirea pâinilor, Hristos Domnul era acolo și le-a predicat trei zile, Apoi, tot din punct de vedere exterior, pe drum, uitați-vă ce le spune el ucenicilor, pe drum, propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Apoi, uitați-vă, Pavel predica în piață, a găsit un loc de închinare chiar și în piață, în timpul faptelor apostolilor. Apoi, uitați-vă la următorul exemplu, apă curgătoare, Pavel o întâlnește pe Lidia lângă o apă curgătoare unde era un loc de rugăciune și tot din punct de vedere exterior, lângă fântână se întâlnește cu Samariteanca. Și mai am un exemplu tot biblic, lângă mare, predicile de lângă mare, pildele pe care Domnul le-a rostit în Matei 13, toate acestea țin de factorul exterior al închinării, locul exterior. Acum mergem să vedem și uh, toposuri interioare în templu, Hristos Domnul merge și vorbește și învață pe oameni, apoi în sinagogă, uitați-vă, el iubea să meargă în sinagogă și amintiți-vă de femeia gârbovă și de omul cu mâna uscată vindecați în sinagogă, apoi odaia de sus, locul unde Domnul s-a întâlnit cu ucenicii, poți să dai mai departe, Școala, uitați-vă, în timpul lui Pavel, Fapte 19, s-au întâlnit în școala unei anumit tiram, și acolo Pavel i-a învățat pe primii creștini. Apoi, bineînțeles, în casele particulare, din vremea Apostolului Pavel și din vremea apostolilor. Am pus și o hartă, am pus câteva exemple, o hartă a Israelului din timpurile acelea. Nu se vede foarte, foarte bine, dar putem merge mai departe. Uitați-vă, Muntele Sinai. Aici este un munte, posibil la, posibilul loc al predicii de pe munte. Și după aceea o să vedem cetatea Ierusalimului, privită din exterior. Bineînțeles, e o fotografie relativ sau desen relativ recent, cred că. Uh, acele clădiri circulare nu existau în timpul Domnului Hristos decât după ocupația turcă și merge mai departe și haideți să vedem un parcurs istoric tot la topos, la locul închinării. Aici pot să spun că toposul închinării bisericii sau locul în care biserica s-a închinat de-a lungul viacurilor este identic cu cel biblic am găsit, bineînțeles, opt locuri exterioare în viața Domnului și Apostolilor, cinci locuri de interior, tot în viața lor. Și se mai adaugă, uitați-vă, în secolul IV, așa numită Basilica sau cetatea Basileului, locul Basileului al regelui. Las un pic, da, deci în secolul IV, după ce Constantin vine și impune creștinismul ca religie de stat, biserica se numește Basilică. Basilică era locul regelui, acolo era regele regilor, era Hristos, era prezent și bineînțeles că această biserică, o să vedem și mai jos, am oferit o imagine cu o biserică veche din secolul IV, avea de obicei un sistem așa, longitudinal, dinspre vest spre est, deci așa erau bisericile atunci, tocmai pe baza unor texte biblice care vorbeau despre răsăritul Edenului, amintiți-vă din Geneza, din capitolul 3, de unde au fost scoși primii oameni, de îngerul care măsoară prin Ezechiel și Apocalipsa cu o trestie de aur și merge spre răsărit și așa mai departe. Și bineînțeles că toate bisericile de atunci și până aproape în zilele noastre au orientarea asta, din spre est spre vest, adică spre răsărit. Și acolo în răsărit stă de obicei preotul în altar și cei care vin intră dinspre vest și privesc în față spre răsărit. Bineînțeles că bisericile noastre n-au păstrat ideea asta, dar haideți să mergem mai departe. Uitați-vă, au existat biserici în catacombe, asta pe lângă ceea ce găsim scris în Biblie, apoi biserici rupestre, o să vedem imediat o imagine, în secolul 9. Și uitați-vă imaginile, asta e biserică sau reconstrucție după o biserică de secol IV, Biserica din Ravenna. Aici găsim exact ideea aceea, dinspre orientarea dinspre vest spre est, în față este altarul, oamenii stau aici undeva în vest și privesc în, spre est, spre răsărit și îl văd pe arhiereu, pe preot care oficează liturgia. Mergem mai departe, uitați-vă, biserici în stâncă, în Capadocia, sunt undeva la 3000 de biserici, vă dați seama cum se închinau ei atunci. Și apoi, Uitați-vă, deja asta cred că e o chestiune inovativă. N-am cercetat destul, sunt curios unde a apărut prima biserică de tipul acesta. Asta este uh, biserica, sau mai bine zis, capela lui John Wesley și e prima din istoria metodismului, 1739. Observați că parcă se respectă puțin din uh, arhitectura anterioară, dar nu foarte mult, pentru că aici în față, de unde privim noi este Amvonul, pe el este scriptura deschisă, sunt niște lampadare în stânga și în dreapta și, bineînțeles, în sală, ascultătorii stau și ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Merge mai departe, am imaginea asta din Happy Valley, 2023, Phoenix, Arizona. Uitați-vă, am mers așa un parcurs istoric până în zilele noastre, rapid, așa, și după aceea, uitați-vă, asta e problema, de care vreau să o discutăm. Conversia. Este un termen în arhitectură numit conversie, conversia arhitecturală sau funcțională și o să vedeți imediat despre ce este vorba. Uitați-vă. În manualul arhitectului din 2004, un arhitect, un specialist spune așa. Publicul trebuie să poată vedea exponatele integral și fără efort, exact ca la un muzeu. Aceasta presupune o dispunere bine definită în spații generoase. Ok, bun. După ce au constatat arhitecții și nu numai ei și oamenii biserici lucrurile acestea, uitați-vă, a doua problemă, iluminatul. Prima era spațiul. A doua este iluminatul în biserică. Se preferă din ce în ce mai des lumina artificială. Și să știți că oamenii care sunt specialiști pe video special pe sectorul acesta foto-video, spun că încurcă foarte mult lumina, inclusiv aici la noi. Dacă vin la o nuntă sau așa, ai problemă cu lumina și trebuie să avem ceva care să estompeze lumina naturală de afară și să fie o lumină puternică, artificială de aici. Și atunci o să fie super bine. Uh, Poți să dai următorul. Uite, se preferă din ce în ce mai des lumina artificială în locul celei naturale. Ok. Și uitați-vă tot aici modul de iluminare al unei biserici este gândit pentru a pune în evidență spațiul sacru. Dar uitați-vă ce spune o teză de doctorat din 2017 din uh, domeniul arhitecturii. Trebuie să se inducă o stare de meditație prin gradarea luminii și atragerea credinciosului spre centru, unde se desfășoară slujba. Deci cumva ideea celor care gândesc astfel este că se aduce un plus de spiritualitate prin uh, ideea asta conversi a conversiei arhitecturale. O să vedem imediat despre ce este vorba. Poți să mergi. Imediat după toate raționamentele astea, vin arhitecții și oamenii uh, dotați din domeniu și propun exact chestiunile astea. Haideți să facem o conversie funcțională dintr-o biserică tradițională, bună oară, o biserică baptistă sau poate mai înainte să vorbim de o biserică ortodoxă sau catolică, să facem o conversie funcțională ca ea să funcționeze altfel și, bineînțeles, să-i facem adaptări arhitecturale. Și uitați-vă aici oferirea funcțiunii de centru de conferințe unor biserici. Imediat gândim ce înseamnă centru de conferințe. Păi vine un profesor, expune o temă și imediat ceilalți stau și ascultă. Și atunci este biserică tip conferință. Și bineînțeles, trebuie să o adaptăm și arhitectural la uh, chestiunea asta și atunci funcționează conversia funcțională. Dar haideți să vedem următorul. Conversia funcțională imediat cere o conversie arhitecturală. Și uitați-vă, deja există așa numitele biserici amfiteatru. Transformarea spațiului de cult într-unul pentru spectacol, vedeți? Și deja din punct de vedere arhitectural vorbim de biserici adaptate pentru un spectacol și uitați-vă, ritualul religios are suficiente trăsături pentru a putea fi numit spectacol. Dar asta nu o zic creștinii. Ăsta e un individ, un arhitect care și-a făcut o teză de doctorat în 2017 și ăsta e raționamentul lui. Și uitați-vă, mai mult, ambele manifestații au drept scop, adică și spectacolul și închinarea din biserică, au drept scop introducerea participantului într-o stare emoțională intensă. Uitați-vă următorul punct. Elementul principal care îndeplinește acest criteriu este muzica religioasă. De unde eu știu tomul ăsta că Ăsta elementul cheie cu care putem noi să facem conversia, adică să transformăm o biserică tradițională, că el la asta se referă, nu are nimic de a face cu bisericile noastre, să zic. El gândește din punct de vedere arhitectural cum să transforme o biserică ortodoxă într-un anfiteatru sau în altceva să fie spectacol acolo. Și uitați, elementul principal care îndeplinește acest criteriu este muzica religioasă, mai presus de versul. Ritmul ei conturează o atmosferă specifică. Și vedeți? Asta este gândirea celor din lume și nu numai a lor. Mergem mai departe. uitați un exemplu de amfiteatru. Deja sunt biserici care funcționează pe principiul acesta, uitați-vă și la noi avem partea asta, dar nu e o problemă că ne gândim mult la utilitate, nu? Mergem mai departe. Uitați-vă aici au un exemplu mai concludent, într-o biserică din România. Putem să mergem mai jos. Uite cum degenerează gândirea asta. Biserică-restaurant. Deci ok, biserică, amfiteatru e foarte bună, toți văd locul ăla central sau pe predicator sau pe, pe cântăreți văd podiumul, e tot ok. Dar în momentul în care gândim că biserica poate să devină restaurant, deja o luăm pe pantă în jos, Vedeți și vorbim imediat de, de tehnologiile spectacolului în biserică, dar astea trebuie să aibă un suport și suportul uitați, biserica amfiteatru, biserica restaurant, uh, pot să dai, uitați-vă, tragedia Europei, am extras câteva idei din, dintr-o revistă din 2020. Biserica Anglicană, deci în Anglia, 20 de biserici pe an se pierd și să știți că am fost în urmă cu câțiva ani buni în Anglia și era transformată o biserică metodistă în pagodă indiană, alta era moschee și așa mai departe. Uitați, Anglia pierde 20 de biserici pe an, Danemarca, Germania, Olanda, Franța, nu știu în România până la urmă ce se va întâmpla, dar Europa trece printr-un proces de transformare și renunță masiv la Dumnezeu. Pot să dai următorul slide, uitați-vă aici, în Brisel, ar trebui să se facă o, o reprezentație mare de circ, ca să-i atragă pe oameni. Bineînțeles că nu era liturghie acolo, că era circ. Și uitați-vă ce plină e biserica. În sfârșit s-a umplut biserica. Dar pentru ce? Nu pentru Dumnezeu, 100%. S-au dus la o reprezentație de circ. Merge mai departe, deci, alternativa și noi avem de gândit, să știți, ca și evanghelici, avem de gândit ce facem. Vrem să atragem masiv oamenii sau vrem să ne închinăm? Acceptăm alternativa asta, a bisericii restaurant sau rămânem pe ideea de biserică închinătoare înaintea lui Dumnezeu? Deci, asta să știți că e o provocare mare pentru noi. Uitați-vă la următorul slide. Asta e o biserică din New York. În 2017 e prima biserică bar. Biserică bar, înțelegeți? Deci, uitați-vă cum stau oamenii frumos la mese, se distrează, poate își aduc și o țigară dacă îi lasă păstorul și o cafea, la început o cafea, și uitați-vă unde se ajunge. 2017, prima biserică din America de genul acesta. Mergem mai departe, uitați-vă, mai jos. Deci asta e o coborâre, așa o văd, biserică club. Și uitați-vă asta, îmi pare rău să o zic că a fost chiar la noi în România. Un dans de scenă în 2011 și uitați-vă la comenturile care au fost acolo puse pe YouTube. Deci acum 11 ani, păcat la Peniel să vedem fața omului, vedem dansuri. Și uitați-vă ce spiritual îi răspunde X, că n-am vrut să vă pun uh, denumiri și așa mai departe nume. Dansul celor doi reprezintă doi din lume pe lângă care trece personajul nostru principal, adică eu, poate, sau altul, și care stă cu geanta de o parte și Ar trebui să înțelegem că generația tânără de azi crește văzând lumea prin televizorul de acasă. Toate astea sunt reprezentate prin dansul senzual și atractiv al celor doi, nu? La biserică, nu? Nu? Să înțelegem că lumea și păcatul îi atrag pe tineri și că lupta lor cu firea și lumea din jur nu e ușoară. Atâta trebuie înțeles. Și au fost alte comentarii acolo și mai ciudate. Că unul s-a apucat să uh, explice punct cu punct ce au văzut el și cum arată lumea și cum arăta femeia aia și așa mai departe. Deci uitați-vă, asta e alternativă pentru noi, adică să transformăm biserica în club. Eu cred că nu. Mergem mai departe. Uitați-vă ce spune Biblia despre lucrul acesta. Îi voi aduce la muntele meu Cel Sfânt și voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Și uitați-vă, Domnul, când s-a dus în Templu și a scos pe schimbătorii de bani și pe cei care vindeau, le-a spus, casa mea va fi o casă de rugăciune. Ori noi nu trebuie să transformăm. Casa Domnului într-o peșteră de tâlhari, să știți lucrul acesta. Adică senzualitate, dansuri, frivolitate, flirt și așa mai departe. Dumnezeu nu așteaptă asta de la noi, să știți. Mergem mai departe. Noi trebuie să spunem nu, bisericii restaurant, bisericii club sau circ, să spunem casă de rugăciune. Și uitați-vă, acum vreau să mă refer la timp. Și dau un exemplu biblic, cina cea de taină. Uitați-vă ce spune Biblia. La cina cea de taină a existat cuvânt, cântare și apoi, bineînțeles, rugăciune. Rugăciunea s-a finalizat în grădina cu măslin, când Domnul s-a rugat întins cu fața la pământ. Dar uitați-vă puțin. Hristos, aici am pus câteva versete, odată că le-a zis și începe vorbirea lui, apoi au cântat cântarea, uitați-vă, Matei 26 cu 30, și apoi Domnul se roagă în grădină și le spune ucenicilor că ar fi trebuit să se roage împreună cu el. Dar uitați-vă aici, am calculat și să nu luați că e 100% așa, n-am cronometrat, 100%, am luat de pe YouTube niște capitole, Ioan 13, 14, 15, 16 și am însumat minutele și versetele pe care Domnul le-a rostit merg undeva la 20-25 de minute acolo merg apoi cântarea Psalmul 113-118 era micul și marele halel era halelul pe care evreii îl cântau în seara cinei și asta merge undeva la 15 minute. Și uitați-vă cât alocă Domnul rugăciunii, 3 ore, însumând la astea 3 ore și rugăciunea de mare preot din Ioan 17. Deci observați, uite aici le-am însumat, 25, 15 și 3 ore. Și noi, problema noastră este că astăzi, un Pic schimbăm lucrurile, cuvântul e foarte puțin sau tot mai puțin, rugăciunea e de tot puțin și cântarea o exacerbăm și cântăm foarte mult. Și asta nu știu dacă este închinare reală și autentică. Dacă am schimba un pic lucrurile și am luat exemplu Domnului Hristos și în biserici am intrat în stăruințe, în rugăciuni, alta ar fi fața bisericii pentecostale, să știți, sau a bisericii evanghelice. Dacă am venit la biserică, măcar lor de rugăciune să fie o oră întreagă și nu să predicăm o jumate și să cântăm încă o jumate și rămâne un pic mai pentru rugăciune. Ce observații foarte importante Aspectul acesta al timpului. Haideți să mergem mai, mai departe. Accesoriile. Aici mă gândesc la Recuzită, tot în secolul IV s-a luat modelul din școlile de atunci și era acel scaun pe care stătea învățătorul sau profesorul, și scaunul acela se numea Catedra. Și bineînțeles că erau biserici în care episcopul își lua un scaun, se punea în partea de răsărit și stătea pe el. Și scaunul acesta a devenit ceea ce numim noi amvon. amvon. Dar atunci se numea catedra, pe model din, din școlile de atunci. Uh, Amvonul ca terminologie apare în secolul XIV Dar ca funcționalitate bineînțeles că a fost propagat După reforma lui Luther din 1517 Și uitați-vă aici M-a când am mers în Anglia Și am vizitat casa memorială a lui John Bunyan ea, Dacă se vede acolo jos un scaun De fapt e o, o, un amvon în miniatură și ușa închisorii sunt legate. Este un lanț scaunul acela de ușa închisorii. Și mi-a care care era atunci, a zice, asta spune și el, că se auzea o voce gravă care dădea uh, citire unei scrisori ale Gimbanian Banian pe care el o trimitea fiicei lui Oarbe, Maria. Și el spunea acolo, draga mea, aș veni să te văd, aș vrea să vă închisorii. Dar dacă vin, trebuie să predic, eu nu pot să nu predic. Și dacă o să predic, ajung chiar și la închisoare. Vedeți cât de mult au suferit alții înaintea noastră pentru predicare, pentru amvon, că au ajuns la închisoare. Pot să dai mai departe. Uitați-vă aici cum a degenerat amvonul acela legat de ușa închisorii. Gândiți-vă, sărbătoarea speranței din 2017 din Cluj. Și aici e o scenă, e o scenă. Nu mai e un amvon, e o scenă. Eventual e un pupitru cum îl avem noi ăsta și înțeleg ideea asta, nu știu, utilitaristă, să cobori între oameni, să nu te ții tu că ești sfânt, că ești sus. Dar observați, vă rog, în majoritatea bisericilor, amvonul dispare. Nu v-ați întrebat de ce? Amvonul e luat, nu mai e podiumul ăla înalt și amvonul sus, dispare. Îi un pic de arhitectură mai diferită, dar nu mai e amvonul pe care noi îl știm. Eventual e un amvon din sticlă sau e un pupitru așa mai în miniatură, dar amvonurile încep să dispară. Și asta e o moștenire culturală până la urmă din Europa. Uitați-vă la următorul slide. Mă refer aici că deja mă, mă apropiu de tema noastră cu tehnologiile scenei sau scenice. Și dați-vă, tot o teză de doctorat subliniază lucrul acesta: că întunericul de pe scenă conține energia și materia spectacolului. Întunericul poate să fie modelat. Există ideea de modelare a întunericului prin tot felul de artificii. Și problema asta e la noi, că noi încercăm să imităm lumea. Și auzeam odată pe un frate pastor care argumenta și spunea că David s-a dus și l-a atacat pe un egiptean, nu David, Benaia, Benaia era un viteaz al lui David, l-a atacat pe un egiptean groaznic la înfățișare și zice cum l-a atacat. I-a luat sulița, care era foarte mare, și l-a ucis cu ea. Și fratele păstor spunea, oare n-ar trebui așa să luăm și noi tehnologia și să-l ucidem pe satana? Că asta e sulița tehnologiei. Deci, vedeți, interpretări biblice ar exista. Dar uitați-vă ce spun specialiștii. Există forța asta ascunsă în întuneric. Spectatorii își imaginează, în momentul când văd o luminiță, mișcându-se prin întuneric, își imaginează ceva, fiecare alt ceva. Imediat euul meu poate să fie exacerbat și uh, sunt extraordinar de satisfăcut că eu mi-am imaginat ceva ce poate nimeni nu și-o imaginat, nimeni nu și-o da seama. Și uitați-vă ce spune următorul slide. Întunericul prin prezența unui spațiu perceptibil, dar inexplorabil pentru simțul văzului, induce stări și senzații, uitați-vă, frică, angoasă, groază, frig și așa mai departe. Deci astea toate pot fi dezvoltate în întuneric. Dar Dumnezeu nu m-a chemat pe mine să mă duc de la biserică cu simțurile biciuite. Eu nu trebuie să am imaginația, știu eu, să-mi crească, să nu știu ce, să fie exacerbată. Eu trebuie să-L simt pe Dumnezeu. Ori oamenii vin astăzi, poți să dai următorul lucru, și spun lucrul acesta, uitați ce am extras din Scriptură, Dumnezeu locuiește în întuneric, adică este intangibil, într-adevăr e în întuneric, nu-l putem atinge, nu-l putem înțelege, este infinit, dar în Biblie întunericul este similar cu păcatul și cu pedeapsa veșnică. În tunericul de afară unde va fi plânsul și scârnirea dinților. Și atunci eu să sting toate luminile în biserică și să încep să modelez întunericul prin faruri prin diferite artificii de lumină, este să știți riscant, cel puțin riscant. Uitați-vă următorul slide. Am aici uh, ideea asta de orgă de lumini. Este mașina aceea pe care o vedeți în chenar, aia e orga de lumini și până la urmă ce vedeți acolo sus este efectul, efectul a ceea ce înseamnă orgă de lumini. Și uitați-vă următoarele trei slide-uri. Cum se poate modela întunericul, vedeți, din mai multe dispozitive, bineînțeles, pot să-l modelez, acolo pe scenă, e cel mai important lucru sau eveniment pe care noi îl urmărim uitați-vă, putem să mergem și până la urmă nu știu dacă nu simțurile noastre sunt doar atâta atâțate, atâțate și ne simțim foarte bine pentru că suntem foarte obișnuiți, așa cum spunea și în comentul ăla cu televiziunea cu vizionatul, cu știu eu cu tot ce înseamnă imagine, imagine în mișcare și uitați-vă, am și un exemplu, dacă îl poate pune Corneliu, l-am rugat să-l pună fără sunet. Deja, de o bucată de vreme, sunt oameni care apelează la ideea asta, la ideea asta de întuneric modelat cu orgă de lumini. Există acolo și cuvinte, dacă nu greșesc, proiectate pe un ecran, da. Uitați-vă. asta e cuvântul Domnului, vedeți? Extraordinar că facem evangelizare. Da. Și observați că aceste cântări sunt profund biblice. De obicei, ei iau versete și le cântă, le aranjează așa ca să fie... Asta e momeala, asta e nada pe care ei o aruncă și tinerii, normal că sunt foarte, foarte bucuroși pe tema asta, gata, e biblic, extraordinar. Uitați-vă cuvântul proiectat pe un ecran și imediat uitați-vă la gesturi, că începe ritmul cu toba și după aceea încep luminile, orga de lumini și gesturile. Parcă -are farmic, dacă nu are farmec dacă nu-i sune. Dar nadin s-a făcut asta, ca să vedeți cum gesticulează. Deci vedeți, asta e modelarea întunericului. Și dacă noi o acceptăm în biserică, cred că îi, îi o problemă. E o problemă. Pentru că tinerii noștri, dacă cresc în mediul ăsta de modelare a întunericului, Pot să ajungă în întuneric sau poate că chiar sunt, sunt în întuneric. Poți să oprești. Uitați-vă, ăsta e un, un prim exemplu și foarte profund, biblic. La cuvântul tău, marea se liniștește, toate se potolesc. La cuvântul tău, la cuvântul tău, totul se face la cuvântul lui Dumnezeu. Și extraordinar că Dumnezeu are putere prin cuvântul lui. Dar uitați-vă un alt artificiu, mașina de fum. Și să știți că asta deja începe să ia în ploare și să fie căutată și în biserici, pentru că oamenii, știți care e problema? În momentul când noi ne ducem foarte mult pe senzații și pe senzațional și pe simțuri, ne trebuie tot mai mult, tot mai mult. Și avem în noi legea aceea insuficienței permanente. Exact așa se întâmplă când un tânăr cu o fată încep să se țină de mână, sau poate de un deget, după aia de mână, poi ne se sărută, poi așa mai departe și ajung la păcat. Pentru că avem în noi legea insuficienței permanente și în momentul când noi mergem foarte mult pe senzații, ajungem foarte rău. Trebuie să ajungem până la urmă exact ca lumea mașina de fum. Întrebare, este pentru noi. Și uitați-vă, deja a apărut, următorul slide, dar pot să pui și exemplul, a apărut un ghid, un ghid, pentru mașinile de fum în biserică, auziți? Este e ghid. Și ghid video. Uitați-vă. Ghid. Și vine X și ne arată, mă, uite, așa funcționează. Uitați-vă acolo ce frumos funcționează. Și am văzut un clip într-o zi cum din fumul la cobora unul așa cu o nacelă, cobora în mijloc, așa frumos, parcă l-o răpi Domnul și l-a duce înapoi. Și vedeți, asta, asta caută oamenii care vor să fie adaptați cultural. Asta e vorba de adaptare culturală. Posibil că data viitoare, poți să oprești, o să, o să discutăm de adaptarea asta culturală, să vedem despre ce este vorba, eu am extras aici câteva versete, două versete, de fapt, și uitați-vă ce spune Biblia. Sodoma și Gomora, când au fost lovite de pedeapsa lui Dumnezeu, acolo s-au văzut un fum, ca fumul unui cuptor, și apoi Apocalipsa. Vorbește de fumul care ieșea din fântâna adâncului și din el au apărut niște lăcuste. Și acum, la concluzii, eu vă provoc să vă gândiți, nu să-mi dați răspuns da sau nu, sau 100% e rău sau 100% e bun, nu, nu. Că nu de aceea am venit aici ca să impun niște lucruri. Gândiți-vă, gândiți-vă puțin, rugați-vă, pentru că lucrurile bune se primeze la Dumnezeu prin rugăciune, că lăuzirea e cea mai bună prin rugăciune. Și eu, despre mine, asta am ales-o. De aceea am și adus câteva exemple. Am ales să rămân un creștin tradiționalist, un creștin așa cum îi place lui Dumnezeu, așa cred eu că îi place lui Dumnezeu și aș vrea tare, tare, tare mult ca Dumnezeu să ne deschidă ochii la toți și să vedem că există niște pericole ascunse în factorul ăsta tehnologic. Dacă îl știm folosi, că acum Pot să vină unii să-mi zică frate, păi tu cânți la orgă sau noi cântăm la orgă, hai să rămânem la acordeon sau la chitară sau nu, 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 nu mă gândesc la asta. Ok, orga este un instrument care ne ajută să uh, avem o cântare mai frumoasă, mai plină de, de, putere. Avem noi așa, în la nu la tineresc și vrem să cântăm, nu? Cu instrumente, cu tot ce înseamnă instrumente. O să vorbim poate și de partea asta a instrumentelor în viitor, dar eu cred că partea asta altă, cu tehnologia are, are, un minus mare și minusul acela trebuie să-l prindem de la Dumnezeu direct, că altfel dacă voi o să fiți convingi numai de, un, de o prezentare de câteva minute dintr-o seară, s-ar putea în altă zi să vină altcineva să vă spună altceva și să vă lămurească în alt fel. De aceea vă rog frumos, fiți atenți, rugați-vă, mm -hmm. mai ales dacă vedeți clipuri în care apar astfel de exagerări, zic eu, ar trebui să fim atenți pentru că acele clipuri ne modelează mintea noastră și percepția noastră și o să devenim foarte, foarte nesatisfăcuți în biserică de ceea ce se cântă, să fim foarte nemulțumiți, o să vrem altceva. Și bineînțeles că o să ne canalizăm înspre o altă biserică în care nu atât de mare problemă cu mașinăriile astea, cât e problemă cu teologia. Pentru că dacă te duci acolo și îți dă o doctrină falsă despre Hristos, nu? Marele Vindecător, este o cântare cu Marele Vindecător, numai ne vindecă, dar nu ne transformă. Atunci, imediat, pot să-mi trăiesc viața, nu? În păcat și la final să mă trezesc că mă duc în sala de conferințe, cum zicea cineva, care e jos. Da, poate ați auzit povestea cu teologii, nu? Sala de conferințe, eu zi, domnul că e jos. Era o glumă asta. Dar probabil că ne, ne trezim acolo dacă noi nu ne transformăm și nu suntem transformați prin harul lui Hristos. Și de aceea, încă o dată spun, gândiți-vă bine, bineînțeles că există aceste transformări culturale, dar în primul și în primul rând n-aș vrea să vedem Biserica transformată în restaurant sau în bar sau în club de noapte. Apoi n-aș vrea niciun caz să vedem amvon un locuit cu o scenă pe care să se danseze, cu un ring de dans. N-aș vrea pentru nimic în lume să apară mașinăriile astea care să inducă faptul că Domnul ar fi prezent și să ne biciuiască simțurile și să mergem acasă tot goi, pentru că vedeți dacă simțul meu, eu m-am simțit extraordinar, am și plâns, mi-au umblat la simțuri, m-au manipulat, au făcut ceva cu mine și mă duc acasă și imediat uit tot, 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 tot. Și a doua zi îmi încep viața mea tot la fel de păcătoasă ca și înainte. În biserică dacă venim înaintea lui Dumnezeu, noi așteptăm ca Domnul să ne transforme prin har. Așteptăm să coboare Duhul Sfânt, așteptăm botezuri cu Duhul Sfânt autentice, așteptăm în biserică să dea Dumnezeu daruri ale Duhului Sfânt. Fraților, există mai ales între tineri, nu știu, e, e această sete după senzațional, să sau după supranatural, e foamea aceea după Dumnezeu care de multe ori degenerează în paranormal și ajungem acolo unde n-ar trebui să ajungem. Ori dacă eu vin aici și mă atinge Dumnezeu prin Duhul Sfânt și vine supranaturalul în viața mea și mă, mă sigilează Dumnezeu sau poate mi umple vasul inimii, că mi-a fost golit de puterea lui, sau vine Domnul și îmi dă un dar spiritual, imediat Biserica se regenerează pentru că vine Domnul și lucrează prin tine, prin mine, prin unul, prin celălalt. E extraordinar lucrul acesta să știți. Am fost zilele trecute la un bătrânel și mi-a povestit, zice, pe vremea mea eram trei proroci și zice, stăteam o zi sau două sau trei zile în post că aveam cazuri. Și când Domnul îmi vorbea mie, spunea bătrânelui, vorbea și la celălalt și la el. La toți trei ne vorbea deodată. Și știam că în data cu tare noi trebuie să mergem să ne rugăm. Și zicea, am mers și ne-am rugat pentru demonizați, Domnul a eliberat, pentru bolnavi, Domnul a vindecat. De ce? Se pregăteau cu post, cu rugăciuni, cu apropiere de Domnul, stăteau înaintea Domnului, erau sigilați de Domnul cu Duhul Sfânt, aveau putere spirituală, erau înștiințați de Domnul și mergeau sub acoperire, exact cum e în război, nu? Te duci în zonă sigură, nu te duci la nimereală. Că am întâlnit odată, să știți, eram într-o misiune în zona Hunedoarei și a venit un om, nu știu dacă era ordinat, dar cred că nu era, a venit unul și a început să dea învățătură în biserica respectivă, zice, Domnul ție ți-a dat putere, autoritate peste șerpi și a început să citească din Biblie. Tu poți să te rogi, să scoată Domnul demonii, să vindece bolile în seara asta, Domnul te ajută, așa, ok. Și a terminat omul predica, și a început o rugăciune. Să vedeți în biserică, în crucișări. Mergeau un tânăr, își punea mâna pe cap la altul, o fată la alta, cu tare, cu tare, cu tare. Așa mergeau, le-a le plăcut, le-a picat foarte bună predica și expunerea acelui frate. Măcar că a fost în urmă cu vreo 15 ani buni. Și a trebuit după aceea să mă ridic, m-a ridicat și eu și mai eram cu un frate și am avertizat biserica. Vedeți că fiul lui ceva au făcut la fel și au pățit-o. Să nu o pățiți și voi, pentru că eu am cunoscut aici în Cluj un om atât de mare a avut o râvnă peste el încât lua mărturisiri făcea ungeri, dar nu era ordinat făcea de toate, se ruga pentru demonizat și până la urmă l-au atacat niște duhuri și a divorțat de soție, a lăsat-o cu vreo 8 copii și s-a căsătorit cu alta și până la urmă a fost și lovit lovit de Dumnezeu și a murit în chinuri groaznice că a avut un accident dar nu a putut să moară Trei zile a stat în comă, când se trezea, striga după nevastă. Trei zile, așa a fost. Și după trei zile a mers soția lui, fosta lui soție, și a spus, mor liniștit că te-am iertat. Și-a putut să moară. Dar vedeți, n-aș vrea să ajungem aici. De aceea, haideți să mergem la loc sigur, pe teren sigur, nu pe teren minat. Din punct de vedere spiritual, Dumnezeu așteaptă lucrul acesta. Tehnologia e bună. Aici n-am atins partea cu uh, videoclipurile de pe YouTube. Ca acolo cred că consumăm așa, toți, fiecare dintre noi. Mie îmi place să ascult Biblia audio. Asta o mai ascult, mai ascult câte ceva așa, dar de obicei nu mă având prea tare pentru că știu că există influențe. Știu că există influențe, cred că v-am mai spus odată, ascultam o predică și, da, de mult, în urmă cu vreo 20 de ani, mi-a venit poftă să fumez. N-am fumat, dar m-am luptat cu ea din numai, cu pofta asta. Niciodată n-am fumat în viața mea. Și până la urmă am zis, hai să nu mai ascult pe păstorul cu tare. Nu știu dacă e fumător, nu știu dacă s-a transmis, cred că s-a transmis ceva. Dar după ce am oprit audițiile mele ale predicilor lui, n-am mai avut nicio problemă. Și vedeți, sunt atâtea și atâtea influențe. Și fiți atenți la rădăcinile noastre, la ceea ce ne informează, că asta ne formează. Dacă ești foarte agitat, uitați-vă, eu aveam în viața mea, și poate o să vă distrați de treaba asta, dar a fost o parte din viața mea, când nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, când îl căutam pe Dumnezeu și urlam de durere să-L găsesc pe Dumnezeu și parcă nu-L găseam, am început să ascult muzică rock și m-am refugiat în muzica asta și îmi plăcea enorm, enorm, îmi plăcea. Mă regăseam, eram un răzvrătit care îl căuta pe Dumnezeu și ei erau la fel ca mine, erau niște răzvrătiți și îmi plăcea, îmi plăcea. Până l-am găsit pe Domnul și atunci a trebuie să scap și de partea asta a muzicii rock, a audițiilor muzicii rock. Eu vreau să rămân la gândurile astea pentru seara aceasta, dar vă provoc, spuneam, la rugăciune, m-am rugat și eu astăzi, m-am rugat și am zis, Doamne, te rog frumos, vorbește mai întâi mie, vândem și pe voi, rugați-vă, ca Dumnezeu să vă călăuzească direct. Și în momentul când Domnul vă va lua de mână, atunci nu o să ne rătăcim în niciun caz, ajungem în, în cerul lui. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.